Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Realități rurale din nou aici la AgroTV. Începem o săptămână interesantă pentru că vom avea foarte multe transmisii în această săptămână. Dacă astăzi suntem în studio, mâine, după cum probabil ați auzit și o să vedeți, vom fi acolo unde se întâmplă lucrurile, respectiv cu producătorii. Apoi, de la ora 20, mâine seară, o ediție specială pe care colegul meu, Ovidiu Ghinea, o va avea împreună cu Ministrul Agriculturii. Veți afla mai devreme decât toți, probabil, ce se întâmplă în zilele următoare în ceea ce privește acea adunare de la Romexpo, cu cei care sunt asociații, fermieri, producători. Și mai ales aveți posibilitatea ca prin întrebările pe care le puneți, pe care noi le primim pe pagina de Facebook a AgroTV, să fiți în legătură directă cu Ministrul Agriculturii Petre Daia. Revenim la emisiune pentru că astăzi vom vorbi tot despre lucrurile care ne dor atât de tare în agricultură. De ce nu ne asociem? Cum ne asociem? Ce putem face pentru a avea, eu știu, o forță mai mare? Pentru că asocierea, de fapt, asta înseamnă o forță mai mare a fermierilor. Invitații noștri de astăzi sunt cei care încearcă să consilieze, să ofere gratuit printr-un program. Programul se numește foarte exact Măsura 2, servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei. Este un proiect implementat de Aegis România. Am exprimat bine și l-am spus exact. Dragoș Alexandru, cel care este manager proiectul Agricop. Aceasta este denumirea proiectului. Lângă el, Elena Istrate, cea care îl ajută îndeaproape pe Dragoș, manager adjunct al acestui proiect Agricop. Împreună, asta fac cu voi, doamne și domnule, cel care ne urmăriți, încearcă să vă consilieze pentru a vă asocia. Nu știu dacă să vă și convingă, aici trebuie să vă convingeți singuri că asocierea este singura șansă pentru ca dumneavoastră să fiți, sau mai bine să existați în continuare într-o astfel de zonă, o zonă agriculturii românești, și cred că ușor, ușor începe să vă convingeți de acest lucru. Și asta e prima întrebare. Cât de, conștienți sunt în momentul de față fermierii că este singura direcție aceasta a asocierii? Bună seara, mulțumim de invitație. Aceasta a doua invitație, să spunem așa, după... Încercăm cât mai multe, toți cei care vin în ajutorul a ceea ce înseamnă această cooperativizare, cu ghilimele de rigoare, chiar dacă e un cuvânt care sperie pe mulți. Să fim asociați, să fim în cooperative, sunt bineveniți și noi încercăm să transmitem informația cât mai exact către ei. Acum câteva luni de zile, când am mai fost în studiul dumneavoastră, eram la începutul proiectului și acum suntem la aproape 6 luni de când am început acest proiect. Avem și rezultate. Aș vrea să încep însă, înainte de a prezenta rezultatele la care am ajuns noi în cadrul proiectului și cum am convins fermierii să se asocieze, pentru că sunt pași care s-au făcut în dreptul ăsta, să spunem că situația la sfârșitul lunii mai, când am obținut de la Registrul Comerțului datele despre cooperativele înființate, se prezintă cam în felul următor. Adică să știți de unde plecați. Să știm de unde plecăm, da. Realități. Exact. De unde plecăm și unde vom ajunge peste aproape 3 ani de zile. Sunt 1340 de cooperative înființate în România, la 20 mai, cum spuneam. Din aceste cooperative, la vremea respectivă existau doar bilanțurile pe 2017, undeva la 220 au depus un bilanț contabil. Adică erau active. Asta înseamnă probabil undeva la 15-18% dintre ele de fapt funcționau. Celelalte fie se înființaseră, să spunem, după ce s-au depus bilanțurile din 2017, fie de fapt sunt nefuncționale. Păi să spun și de ce se... Că știm foarte bine de ce se înființează aceste cooperative, pentru că au avut un scop la un moment dat. Exact. Pe parcurs au fost diverse scopuri, foarte puține s-au înființat, sau hai să spunem acele 220 care au un bilanț totuși depus, înseamnă că s-au înființat cu scopuri foarte clare. Să fie un business. Să fie un business. Într-adevăr, membrii, fermierii care aderă la o astfel de formă asociativă, într-adevăr, să lucreze împreună, pentru că asta este ideea și obiectivul acestor cooperative. Evident că dacă ne uităm la suprafața țării și facem o comparație, spunem, cu Franța, unde sunt doar 2400 de cooperative și la noi sunt deja 1340, înseamnă... Deci ar părea foarte multe. Sunt deja foarte multe. Însă numărul membrilor este destul de mic. Trebuie să spunem că o cooperativă se înființează cu minim 5 membri. Media acestor membri, deci din cele înființate, este 11. Deci sunt 11 membri ca medie în cooperativele înființate. Și ne aflăm totuși de ce au ajuns în 2017 să aibă toate aceste cooperative o cifră de afaceri de 220 de milioane de euro.
Undeva la 81 de cooperative au o cifră de afaceri peste 10 milioane de lei, ceea ce este o valoare destul de semnificativă, adică chiar acestea chiar lucrează numai prin cooperative. Își derulează activitatea fermierii de acolo foarte mult prin cooperative. Sunt exemple în țară foarte pozitive pe care și noi le putem prezenta celor din afară, așa cum și noi ajungem în alte state să vedem ce se întâmplă. Și eu cred că fermierii nu numai că nu vor vrea să adere la astfel de forme asociative, dar o să vedem că vor fi și cumva constrânși de piață, nu de altcineva. În momentul de față, așa cum ați spus dumneavoastră la început, Ministerul Agriculturii prin PNDR 2014-2020, măsura 2, finanțează acest proiect prin care noi încercăm să-i determinăm pe fermieri. Asta este cea mai importantă activitate. Nu actele pe care le facem, să le ducem, să le întocmim, să le depunem la Registrul Comerțului. Asta este o activitate absolut secundară și durează câteva ore. Cea mai importantă activitate... Până ajunge acolo. Da, este cum ajungem să determinăm acești fermieri să fie împreună și să obținem acel grup de inițiativă. Și aici, cea mai mare parte, activitatea cea mai importantă corect. Este a... colegilor ați plecat de undeva și spuneați că ați plecat de la ce ați încercat, ați văzut numărul de cooperative, haideți să numim așa, existând la ora actuală. Nu putem ști, din păcate, statistica în România nu e niciodată aproape de zi, este întotdeauna în urmă. Nu putem ști niciodată exact câte sunt și câte efectiv, așa cum spuneați, sunt viabile sau mai bine zis care funcționează. Dar în momentul când ați început să faceți pași, ați început să vă dați seama cam care este gândirea oamenilor și ce spun ei. Sau care sunt obstacolele de depășit în discuția cu ei, pentru că e o chestie de persuasiune până la urmă. Mai putem să le prezentăm date, să le spunem, uite ce bine o duc aia de acolo și așa mai departe. Dar oamenii, probabil mai mult decât atât, încă există în conștiința colectivă a românilor acel cuvânt cooperativă care nu descrie chiar atât de fidel ce înseamnă o adevărată cooperativă. Acolo trebuie umblat un pic și la semantică și la ceea ce înseamnă imaginea cooperativei. Dar dincolo de acest lucru, ați găsit niște obstacole pe care le au fermierii în momentul când vorbiți cu ei. Cam care sunt obstacolele astea pe care le-ați identificat în toată discuția asta? O să fac o mică paranteză, o introducere. Există un studiu al Comisiei Europene pe site-ul Comisiei din 2012 realizat în toate țările din foste comuniste este această reticență la a înființa cooperative și pornește de la un singur lucru, neîncrederea în ceilalți de lângă mine. Și este valabil nu numai pentru România, așa cum v-am spus, sunt prezentate acolo toate statele, există această reticență a fermierilor de a colabora cu vecinul. Vreau să intervin mai târziu, dar este momentul acum să vă spun în Franța, de exemplu, chiar și la fermierii din aceste state. Tot timpul să avem, cum se spune, exemple din țările în care n-au fost cooperativizați. N-a fost o altă formă care era la comun, dar de fapt nu avea nimica și așa mai departe. Putem spune că este această neîncredere și reticență în a forma cooperative, să spunem că este o caracteristică a țărilor foste comuniste și așa este. În statele dezvoltate, așa cum vom vedea mai târziu, cooperativele sunt practic forma prin care fermierii acționează. Nu există altă formă pentru a face față cerințelor pieței. Însă totuși și la ei apar noutăți, de exemplu este agricultura organică, biologică, bio, ce s-a dezvoltat în ultima perioadă. Și am luat legătura acum câteva săptămâni în Franța cu astfel de organizație, o cooperativă axată pe producția organică. Ați vrut să vedeți organică. Da. Cum e acolo? Exact. Ei fiind mai nou înființați, în 1983, practic erau puțini agricultori organici. Și ați vrut să vedeți și procesul, cum au început, exact, și cum au început unde au ajuns. Și ce probleme au fost. Vreau să vă spun că și la momentul respectiv am aflat, deci în Franța, deci era dezvoltată și în 83 când s-a înființat o astfel de organizație, o cooperativă pe agricultură biologică, fermierii erau foarte disipați, erau puțini care practicau astfel de agricultură în 1983 în Franța și atunci departamentul statului, de regiunii Burgundia, a decis să finanțeze prin camerele agricole specialiști care să merg, consultanți care au făcut exact ceea ce facem noi acum. Au mers și au convins oamenii să asocieze, pentru că fermierii nu se cunoșteau între ei cine face, cine mai produce agricol
agricultură organică. Organică, ecologic. Și atunci acești consultanți au știut exact la nivelul departamentului cine este în măsură să facă, iar atunci ei, practic, i-au ajutat și au înființat aceste cooperative pe agricultură organică. Așa cum îmi spunea chiar un fermier care am discutat acolo, dacă venea unul dintre noi, deci să reținem că asta e în Franța, da? Dacă venea și, pe urmă, vorbim și despre noi unde se întâmplă același lucru. El a spus în felul următor, dacă venea unul dintre noi care suntem acum membri și lucrăm împreună să-mi spună că el vrea să facă o cooperativă, îi spuneam că are vreun interes, nu mă ating de el, nu mă interesează. Și îl refuzam. Faptul că a venit cineva din exterior, mai ales un consultant al departamentului, atunci mi-a oferit încredere. Deci este primul refuz vine de la această lipsă de încredere în celălalt. Cine știe ce interese are? La ei era o situație mai aparte, pentru că existau totuși cooperative, voi ați luat exemplu în zona asta de eco, dar ei, de exemplu, au în spate, ani de cooperare, de... O istorie îndelungată, foarte. Da, și tocmai probabil că încrederea în ceea ce înseamnă instituțiile astea ale statului, care pot fi camera agricolă, un minister sau chiar administrația unui land sau unui regiuni și așa mai departe, au încredere în ceea ce înseamnă că ei pot sfătui sau pot da o direcție la un nivel de politică, tot politica agricolă mă refer și nu politică, să nu mă... Așa, politica agricolă, că pot da o direcție pentru acești fermieri. Și spun că da, e ok. La noi există, de exemplu, încrederea asta în ceea ce înseamnă, uite, până și proiectul vostru. Oamenii vin și ascultă. Spun, da, voi ce căutați sau de ce vreți să ne convingeți? Vă întreabă lucrul ăsta, de ce vreți să ne convingeți să ne asociem? Este aceeași politică a guvernului. Toate guvernele au avut și au încurajat cooperativele, înființarea de cooperative și funcționarea lor, numai că ne uităm la scorul pe care l-au avut întotdeauna membrii cooperativelor în toate PNDR-urile de până acum. Guvernul are o viziune macro, la nivel general, da? Și sigur, toți reprezentanții guvernului care au atribuții pe politică au văzut că în toată lumea fermierii sunt activi și pot acționa doar în cadrul unor cooperative. Nu există altă opțiune. Și de fapt au venit și cu niște măsuri legislative pe care trebuie să le amintim aici și probabil că toți care le urmăriți le știți foarte bine. E vorba de măsuri fiscale, au fost cele mai simple. Măsurile fiscale care înseamnă pentru asociere, pentru cooperative, niște avantaje. Au venit, există un pachet la ora actuală pentru scutire de taxe și impozite pentru o anumită perioadă de timp pentru cei care se asociază. E un argument convingător pentru ei? Este un argument convingător din prisma faptului că dacă ne gândim la cooperativele care au apelat, la fermierii care au apelat prima dată la noi să se înființeze. Sunt primele cooperative și cele care funcționează în momentul de față sunt numai cele care au ca membri, sunt de gradul 2, care au ca membri persoane juridice. De ce? Persoana juridică a sesizat imediat firmele, au sesizat imediat avantajele oferite, mai ales că ele au veniturile fiscalizate în cea mai mare parte față de membrii... Adică sunt mai la vedere, ca să traducem, decât exact, altora. Și atunci sunt primii care s-au înființat. Avem înființate foarte, foarte multe cooperative de gradul 2, deci care au membrii cel puțin o societate comercială. Asta pentru că sunt aceste avantaje și anume... Cooperativa în sine, deci entitatea în sine, nu are impozit pe profit, nu are impozit pe bunurile, imobilele pe care le deține. Care sunt venite în participare. Da. De asemenea, și fermierii care sunt membri într-o cooperativă, timp de 5 ani de la înființare, nu plătesc impozit pe profit, reprezintă ceva pentru cele mai multe firme. Sigur că da. Da? Și de asemenea nu plătesc impozit pe imobilele pe care le au pentru activitatea agricolă. Foarte interesant. Tot timpul trebuie să facem o comparație. Ok, Franța este un exemplu foarte bun pentru că ei poate au fost mai apropiați decât noi. Nu este neapărat că suntem noi o țară francofonă sau că eu știu, tot timpul ne-am clamat a fi o țară francofonă, dar am avut niște relații foarte bune în trecut cu Franța. Și am avut cooperări pe toate domeniile. Chiar și în domeniul agriculturii au fost cooperări foarte bune. Franța este un exemplu, încă o dată spun că este aproape de noi, gândesc poate la fel ca noi și sunt un pic mai, eu știu, au fost simpatizanți ai României cam tot timpul. Ce ai văzut acolo, în acea vizită pe care ai făcut-o în Franța? Crezi că se poate aplica
la fel de bine, sau mai bine zis, hai să te iau așa, din cei care sunt în România și care ar fi lideri a unor comunități, ar putea fi o idee să-i ducem acolo, să le arătăm la fața locului, că până la urmă, așa cum tu ai fost acolo și a fost o revelație, presupun că așa îmi spuneai, în anumite direcții, așa ar putea fi și pentru ei. Aș vrea să spun că suntem aproape de Franța din punct de vedere agricol, referitor la ceea ce ați spus, nu numai prin prisma francofoniei și relațiilor noastre bilaterale de prietenie și așa mai departe. Și istoriei. Și istoriei. Și aș vrea să vă spun doar atât. Avem în Franța terenul arabil, să vedeți ce similarități sunt pe partea de utilizare a terenurilor. Pe teren arabil, Franța are 64% din totalul suprafeței agricole, este teren arabil 64%, România are 63%. Fânețele, pășunile, 32% Franța, 33% noi. Culturile permanente, 3,5% Franța, 2,5% noi. Cu nicio altă țară, noi nu ne mai potrivim atât de bine. Deci specificul agricol al Franței este destul de similar cu cel al României. Prin urmare, putem da Franța ca exemplu, nu numai prin prisma acestor relații de care spuneați mai devreme, ci chiar prin similarități care există în zona agriculturii și agricolă, să spunem. În agricultură. Așa este, am avut această vizită de documentare în Franța, acum 2 săptămâni. Am beneficiat de organizarea Agenției de Dezvoltare și Cooperare a Ministerului Agriculturii și Alimentației din Franța. Am putut să ne întâlnim cu mai mulți reprezentanți de instituții implicate în cooperativele agricole, precum și cu mai multe cooperative agricole, și evident că sunt mesajul cu care venim cu care am venit din Franța este acesta, și anume acolo fermierii în primul rând nu concep să lucreze altfel decât în cooperative. S-au lovit cu capul de sus, cum ți-ar spune. Da, nu, ești fermier într-o comună, ești parte dintr-o cooperativă. Nu se pune problema dacă eu vreau să ader sau nu. Altfel nu există pe piață. Da? Cooperativele sunt foarte orientate spre piață, extrem de orientate, și am să vă dau un scurt exemplu. Am vizitat a doua cea mai mare cooperativă din Franța. Multisectorial. Ce înseamnă ca mărime a doua, cea mai mare? A doua înseamnă că are 29.000 de membri, cuprinde regiunile Bretania și Normandia din Franța, are 4.500 de angajați și 2 milioane de hectare. Este multisectorial dezvoltat. Asta înseamnă de la zootehnie până la producția vegetală. Ce aș vrea Au și magazine? Adică la ei închis lanțul? O să vedeți imediat, apropo de magazine. Ca să spun așa, esențialul din acea care vi-l transmit de la acea întâlnire a fost că atunci când ne-am întâlnit cu un director din cadrul cooperativei, avea pe o masă de consiliu vreo 5 pagini așa, 3 puse una lângă alta, era o organigramă. Nu era organigrama celor 4.500 de angajați, ci erau cele 408 de subsidiare, cum le denumesc ei, adică de companii care erau deținute de cooperativă. Cooperativa era unicul asociat al acestor 408 companii. Aceste companii, ce înseamnă face o cooperativă în Franța? Cele mai multe. Dacă Dragoș are grâu, cum vedem în imagine, da? Vindem la Carrefour sau la Auchan orice sortiment de biscuiți sau eu știu de ce produse de panificații. Exact. Noi ne ocupăm de tot lanțul, de la recoltarea grâului, inclusiv cooperativa, până la vânzarea lui în orice formă dorește supermarketul. Da. Biscuiți, pâine, cozonac, ghilimele. Aveți dumneavoastră lapte, ei se ocupă de a prelua laptele, inclusiv aceeași cooperativă, până la duce sub orice formă de iaurturi, de toate felurile și brânzeturile. Adică se pot adapta cerinței pieței? Exact. Nu există nimeni între cooperativă, între fermier și supermarket. Atenție cum ați întrebat de cooperative, nu există, am întrebat și eu știind că la noi sunt anumite inițiative în direcția asta, deși vedeți ce putere au, cifra de afacere a acestor cooperative, aceste cooperative a fost de 5,1 miliarde de euro. Da? Da. Această cooperativă nu deține magazine. Nici nu vrea să dețină magazine. Se ocupă, sunt doar retailerii și nicio cooperativă nu deține magazine. Am înțeles, dar sunt produc atât de mult și de bine încât îi doresc, sau mai bine zis, produsele lor sunt dorite de către toți mari retaileri. Da, 80%, așa cum mi s-au comunicat datele de către Ministerul Agriculturii din Franța, 80% din produsele agricole și alimentare din Franța sunt numai prin supermarketuri. Se bazează pe aceste, au și 4 lanțuri de supermarketuri, ce sunt și la noi prezente, și
Practic așa se derulează în Franța, la această cooperativă, fiecare această companie deținută de cooperativă se ocupa de o anume activitate. Eu știu, era pe morărit sau producea biscuiți sau... Deci la nivelul ăsta s-a ajuns... Sau servicii de diferite feluri. Servicii de diferite feluri. Pentru că principalul avantaj al a fi membru într-o cooperativă în Franța, mi s-a spus că este nu prețul, cooperativele oferă prețul cel mai mic. Oferă prețul cel mai mic producătorului, însă este un preț contractat și tu știi sigur că este stabil pe toată perioada anului. Tocmai pentru da, toate că... bine să iei banii aia care exact. I-ai negociat decât să te trezești că iar diferite motive nu-i mai primești. Avantajele care beneficiază fermierii în cadrul cooperativului sunt tocmai aceste servicii suplimentare, complementare pe care le oferă cooperativa, începând de la consiliere tehnologică în orice domeniu și în care activează fermierul, inclusiv de la întocmi planuri de afaceri, proiecte și, evident, vânzarea produselor. Da, e de muncă mult aici și este interesant. Tot ceea ce înseamnă acest proiect pe care îl derulați și a convinge fermierii să se asocieze, consiliere, gestionarea fermei, înlocuire în cadrul fermei, acest proiect are în spate o muncă destul de serioasă, Elena. Pe tine vreau să întreb un pic din spatele sau din culisele acestei munci, pe unde ați fost sau ce zonă n-ați atins din țară? Ați reușit să acoperiți tot ceea ce înseamnă parte din România și să creați acele întâlniri pe care, la care și noi am fost și am participat la multe dintre ele și am văzut, astfel încât deja mesajul și, sau mai bine zis, cerința de asociere să ajungă la toți? Da, așa cum bine știți, proiectul nostru este unul național, avem o echipă întreagă care lucrează pe teren, avem 7 regiuni foarte bine împărțite și pe fiecare regiune avem câte o echipă care depinde de un manager și consilier de teren care își cunosc foarte bine rolul și merg pe diferite zone cu scopul de a informa și a consilia cât mai mulți fermieri. De asemenea, rezultatele nu încetează să apară. Deja după 6-7 luni am început să atingem cam 20% din targetul nostru pe fiecare regiune. A fost ușor să atingeți acest target de 20%? A fost foarte greu. A fost destul de greu pentru că există într-adevăr o reticență. Atunci când întâlnesc termenul de cooperativă, există două tipuri de persoane. Să spunem așa, tinerii care sunt născuți după 90 și care... Pentru ei nu înseamnă foarte mult cooperativ, așa. Dar având în vedere conceptul nostru educativ, noi nu suntem orientați spre a colabora și spre a lucra în echipă. Din punctul meu de vedere, cooperativa reprezintă practic o echipă în care lucrăm. Corect. Și unde încercăm să ne atingem același scop. Având în vedere că educația oarecum nu ne duce în această parte, tinerii tind să nu se orienteze spre partea de cooperativă. Iar din spate cred că generația pot face mută munții, cam mută așa, munții tineri, din da. Loc, da. De unul singur, să spunem așa. Până începe să le fie greu, da. Adevărat. Da. Cel de-al doilea public, să spun așa, al nostru, sunt fermierii mai în vârstă care au prins într-adevăr partea de cooperativă și o înțeleg sub un alt termen, da. Și care refuză, da, și care refuză, da, și ne întâlnim foarte des cu această întrebare, da, ok, o să rămân fără pământ sau o să rămân fără... Adică o să fie da, iar un CAP? Iar o să fie un CAP. Acestea sunt problemele, să spun așa, pe care le întâlnim în teren, însă până la acest moment ne descurcăm destul de bine. Da, este un proiect dificil, avem în spate foarte multă muncă, sunt foarte multe documente pe care trebuie să le completăm și există o parte oarecum birocratică și în acest proiect, dar suntem convinși că o să-l ducem la capăt și o să ne atingem... Corect. Vorbim despre el, de cum se derulează și mai avem niște teme interesante, pentru că tot vorbeam, am văzut Franța, a făcut comparație. Știm că proiectul oferă consiliere și mai ales îndeamnă pe fermieri să se asocieze. O să vedem ce se înseamnă, pentru că au fost niște măsuri, apropo, specifice pentru grupurile de producători. Vedem din nou avantajele fiscale și tot pentru că vorbim la exemplu, la concret, o să luăm, avem și un telefon în partea a doua, avem un producător, ba da, are produse tradiționale, este crescător de animale și omul
Sunt de vorbă cu el, că de la Mșlat o să luăm un telefon. Zice, domnule, eu aș vrea să mă asociez, dar în zona mea n-am cu cine, cu toți care vorbesc, niciunul nu vrea. Să vedem cam cum îl putem convinge, poate nu neapărat telefonic, dar facem un exemplu. Pauză publicitară, revenim în partea a doua cu Realități Rurale aici, la AgroTV.